și 28 de minute. Primele știri deschid ziua pe toate frecvențele Europa FM. Dimineața excelentă tuturor unde v-ați afla. Că vorbesc și veștile sunt pe măsură. Iauzi, în România a scăzut șomajul sub 5%, conform datelor prezentate de ANOFM. Aproape 445.000 de români se aflau în șomaj în luna mai a acestui an, cu circa 20.000 mai puțin decât în luna de Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.